Vorbirea în limbi este o lucrare a Duhului Sfânt pe care foarte mulți nu o înțeleg. În Biblie și vorbirea, ca și plinătatea, are trei aspecte distincte. Trei aspecte distincte. În primul rând, în Sfânta Scriptură, legat de Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi, frați și surori, doamnelor și domnilor, este semnul inițial al botezului credinciosului cu Duhul Sfânt. Semnul inițial. Este o inițiativă a Duhului Sfânt, nu a celui care vorbește, care este botezat, iar conținutul vorbirii acesteia în alte limbi sunt descrierea lucrurilor lui Dumnezeu. Așa cum spune aici în Sfânta Scriptură, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Deci conținutul este evanghelic. Evanghelic, nu este revelație, nu este profeție. Cine este botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și vorbește în altă limbă, vorbește laude la adresa lui Dumnezeu pentru mântuirea lui. Asta este primul aspect al vorbirii în alte limbi. Al doilea aspect, vorbirea în alte limbi ca rezultat a botezului cu Duhul Sfânt, poate să însemneze pentru unii, că nu toți, poate să însemneze și însemnează oferirea din partea Domnului Iisus Hristos, din partea Duhului Sfânt acum, a unui dar spiritual care are valoare profetică dacă este și interpretat. Apostolul Pavel spune, de pildă, unul este dat prin Duhul felurite limbi. Felurite limbi. Este darul vorbirii în alte limbi. Nu este botezul cu Duhul Sfânt. Deci vorbirea în limbi a botezului cu Duhul Sfânt. Este complet diferită. Darul vorbirii în alte limbi. Și darul acesta este cu aspect profetic. Sfântul Apostol Pavel spune în 1 Corinteni 14 cu 5, aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, auziți? Deci nu este să nu vorbiți, dar mai ales să profețiți. Cine profețește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi. Și acum atenție, afară numai dacă tâlmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Darul vorbirii în alte limbi, deci este un dar supranatural care se manifestă peste credinciosul botezat cu Duhul Sfânt, nu la inițiativa credinciosului, ci la inițiativa Duhului Sfânt, iar conținutul vorbirii în alte limbi, prin darul vorbirii, este o profeție care limbă trebuiește tălmăcită, tradusă. Deci este o profeție, conținutul este profetic. Și al treilea, în Sfânta Scriptură, vorbirea în alte limbi, pe lângă semn al botezului cu Duhul Sfânt, pe lângă dar spiritual al Duhului Sfânt, dar supranatural, vorbirea în alte limbi este rugăciune prin Duhul Sfânt. Foarte mulți se ispitesc și spun, ce vorbiți voi, penticostalii, și ce vorbește păstorul ăla vostru acolo și bolboros ăștia la ambon? Că n-are voie în biserică să vorbească în limbi dacă nu este tălmăcit, tradus. Wrong! Greșit, fundamental greșit. Știți de ce? Confundați darul vorbirii în alte limbi cu rugăciunea prin Duhul Sfânt. Dacă la botezul cu Duhul Sfânt, inițiativa de a vorbi în altă limbă o are Duhul Sfânt, conținutul este laudă la adresa lui Dumnezeu. Dacă la darul limbilor, darul spiritual al vorbirii în alte limbi, inițiativa o are Duhul Sfânt, așa spune, și fiecare dă Duhul Sfânt după cum voiește, inițiativa o are Duhul Sfânt, iar conținutul este o profeție care trebuie tâlmăcită să fie înțeleasă, rugăciunea prin Duhul Sfânt
De data aceasta, inițiativa o are credinciosul, nu Duhul Sfânt, dar se roagă prin Duhul Sfânt. Inițiativa o are credinciosul, iar conținutul vorbirii în alte limbi este mijlocire pe care diavolul ar muri să o înțeleagă. Dar nu poate. Nu poate. Pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege. Și cu Duhul el spune taine. Cu Duhul spune taine. Asta când se roagă prin Duhul Sfânt. Și acum zice Apostolul Pavel. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea este fără rod, deci nu se gândește mintea ce să spună. Și acum ascultați bine ce spune cuvântul Domnului. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, deci iau inițiativa aceasta să mă rog, eu iau inițiativa, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, eu iau inițiativa. Și Duhul Sfânt face această lucrare prin mine. Dar voi cânta și cu mintea. Și atunci când Apostolul Pavel, tot în acest capitol 14 din 1 Corinteni, reglementează și spune că dacă când vă înrudinați la oaltă să nu vorbiți în alte limbi, nu vorbește despre rugăciune prin Duhul Sfânt, ci vorbește despre darul Duhului Sfânt. Nu folosi darul vorbirii în alte limbi, spune, dacă nu ai și interpretarea. Pentru că nu ajută pe nimeni, nici pe tine care vorbești în altă limbă, nici cei care te ascultă. Dar dacă te rogi prin Duhul Sfânt, în biserică, rugăciune, faci mijlocire în altă limbă, aceasta nu este reglementată. Poți să o faci în biserică și poți să o faci acasă. Poți să faci oriunde, pentru că Apostolul Pavel spune și de asemenea Iuda. Puneți Iuda 20, versetul acesta, care de multe ori este trimis de către frățietăți ca un salut prin biserică. Dar puneți acest verset, Iuda 20, și uitați-vă ce spune fratele Domnului nostru Iisus Hristos, fratele de pe trup. Iuda 20, versetul 20. Dar voi, prea iubiților, voi, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, asta este un imperativ, deci luați această inițiativă. Și ce zice mai departe? Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Același lucru spune Apostolul Pavel în Efeseni 6:18. Luați această inițiativă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și rugăciunea trebuie să fie deopotrivă, publică și privată. Și încă o dată, reglementarea vorbirii în limbi este cu privire la dar, că dacă nu tălmăcești, atunci nu poți folosi darul. Am văzut ce este plinătatea. Ce înseamnă aceasta? Am văzut ce este plinătatea? Am